de artiști din Orhei cântă de aproape 30 de ani pe scenele din Moldova. Formația de muzică ușoară Grai și-a făcut apariția pentru prima dată pe scena Casei de Cultură din Orhei încă în anii 90. Inițial, trupa și-a început ascensiunea în muzică cu doar câțiva membri. Numărul de membri nu este... Este de la caz la caz, ca atare numărăm vreo 12 membri, fiindcă mai sunt situații când cineva nu are posibilitate și de acum alegem componența înainte de fiecare evoluare. Ne stăruim, adică să avem și rezervă. Majoritatea artiștilor din trupă au aproape 60 de ani. Membrii trupei spun că vârsta nu contează, ci doar pasiunea pentru muzică. Cel mai tânăr membru are 22 de ani, cel mai în vârstă are 63. Adică o medie de vârstă e destul de înaintată dacă să facem medie. În țara mea e pragul colț de rai, în țara mea e lumea mai aleasă. Ruslan are 22 de ani și de 3 ani este vocalistul formației Grai. A crescut printre muzicieni, a făcut studii la Colegiul de Medicină, învață la Facultatea de Fizică, Informatică și Matematică. În timpul liber, cântă pe scena Casei de Cultură din Orhei. Din păcate, muzicienii din Republica Moldova nu sunt apreciați. Totuși, de a avea o profesie mai concretă, mai stabilă, este mai ok decât... să alergi pe drumuri și să nu știi cum să supraviețuiești. Da, muzica e este pentru suflet, este ceea ce mă liniștește, ceea ce mă inspiră. O cuprind ca griul copt din glie, e comoara veșnicilor. În perioada pandemiei, membrii trupei se întâlnesc rar și într-un număr mult mai mic la repetiții. Următorul concert pe care îl planifică va avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă situația epidemiologică din țară le va permite.